Astăzi avem bucuria ca la Muzeul Lumirii să se desfășoare încă o frumoasă activitate, încă o frumoasă întâlnire de suflet, lansarea celor două cărți, Mărturisitorii și Dealul, autor Aurel Brumă. Domnia sa astăzi are ca invitați pe domnul profesor universitar Nicu Gavriluță, pe poeta și eu vreau să spun buna noastră prietenă, cea care a făcut să vibreze aici de foarte multe ori, nu numai glasul cuvântului, ci și al cântecului, poeta Mihaela Grădinariu. Domnul profesor universitar dr. Nicolae Crețu, domnul profesor universitar dr. Traian Dinorel Stănciulescu, domnul profesor dr. inginer Boris Plăhteanul, domnul profesor, sunteți aici și vă mulțumesc și eu încă o dată, fiindcă muzeul nostru are un real sprijin în dumneavoastră de multe ori. Invitat special, domnul profesor universitar, actor al Teatrului Național din Iași, domnul Emil Coșeriu. Doamnelor și domnilor, câteva cuvinte am să spun, dar chiar câteva cuvinte în deschidere despre cele două cărți. Și o să încep cu cea din mâna dreaptă, cu Dealul. Este o carte tip provocare venită de la un autor cu trăiri intense, cu imaginație, uneori imaginație fabuloasă de basm, cu creativitate și cu o reală provocare pentru fiecare dintre noi. Aș încerca și cred că am șanse mari să câștig, să pun un pariu cu dumneavoastră că dacă vom citi această carte și peste 4-5 zile ne revedem în aceeași formulă în sală, fiecare poate veni cu grila personală de lectură, de înțelegere și de interpretare. La rândul meu am propus un model de înțelegere și interpretare al acestei cărți chiar în prefața pe care o semnez. Și am spus așa, că Dealul este o entitate stranie, complexă, provocatoare și multidimensională. Înainte de toate, poate acest deal este un deal și nimic mai mult. O movilă uriașă de pământ, de lut, nu? Care răspunde straniu, neașteptat, la provocările noastre și la viața de zi cu zi. Apare de nicăieri, brusc, în mijlocul unei comunități din Buguiete, cum spune Aurel Brumă, și rămâne acolo. Un alt tip de interpretare ar aduce acest deal sub un scenariu, să spunem, satiric, umoristic în ultima instanță, sintetizat chiar de autor într-o spursă foarte concisă și frumoasă. Un personaj din roman, Ion, urcă dealul, iar dealul urcă pe Ion. De aici plecând, construim un scenariu ca autor. În al treilea rând, aș zice eu, citind și răscitind paginile din această carte, de două ori am citit-o, dealul respectiv este un simbol. În ultima instanță, el adună la un loc, camuflează frustrările, durerile, necazurile, neîmplinirile, ratările unei comunități întregi. Deci este un simbol a unui rău din noi înșine, dar poate și a unui rău din lumea de dincolo. Avem argumente în carte în acest sens. În mod sigur, în al cincilea rând, dealul este simbolul unei vieți spirituale pe care o trăim după putința noastră fiecare. Altfel spus, dealul exterior este o expresie invizibilă în timp și în istorie a unui deal interior, a unui glod spiritual, am spus eu, un fel de coasta boacii pe care o purtăm în suflet fiecare dintre noi, fiind un spațiu al geografiei sacre prin care ne regăsim oriunde am fi în această lume. Ei bine, nu în ultimul rând, poate în al șaselea, în ordinea stabilită de mine, dealul, acest roman cu personajul lui mitologic, este o realitate nu doar complexă și provocatoare, dar și multidimensională. În finalul romanului, Aurel Brumă m-a surprins
prezentând acest deal ca un fel de fragment a unei realități cosmice, veche, ancestrale, dar multidimensionale în același timp. Este ca și cum, spun eu, un admirator al lui Culianu, citind Călătorii în lumea de dincolo, acest deal ar fi în lumea noastră tridimensională un deal propriu-zis, dar într-o lume multidimensională, patru și multidimensională. Ce ar fi un asemenea deal? Ar fi poate un fragment dintr-o entitate misterioasă, stranie, care are alte legi de a vețui și de a ne provoca pe noi toți. Cert este că dincolo de aceste posibile interpretări, pe care textul mi le-a adus mie în atenție, în minte, în față, dialul acesta camuflează și tradiția populară românească. Obiceiurile, tradițiile noastre. Aurel Brumă amestecă într-un mod elegant, inspirat și pe alocuri magistral, așa am scris și așa spun, experiența lui proprie de viață cu tradițiile culturale legate de divinație, de exemplu. Aurel Brumă e un om puțin gelos pe unii dintre noi din această sală. El o și spune, o și scrie. Zice așa că ar trebui să fiu trist, dar în realitate eu sunt un om fericit pentru că stau alături de unii oameni care mărturisesc. Și mărturisesc, dacă nu într-un mod genial, atunci într-un mod foarte convingător, substanțial, profund, mărturisesc adevăruri de viață trăite, dar și forme ale excelenței profesionale. Iar el se consideră un privilegiat, alintându-se un pic, că a stat alături de acei mărturisitori, de unele din personajele celei de-a doua cărți, chiar așa intitulate, mărturisitori. Eu aș spune că e mai mult decât un însoțitor, este el însuși un mărturisitor, iar pentru el și pentru personajele celei de-a doua cărți, mărturisitorii, mi-am notat câteva cuvinte cu care închei intervenția mea. Și am scris așa. Cei ce comit delicte valorice, apropo de subtitlu cărții mărturisitorii, sau cei care mărturisesc, dacă nu genial, cel puțin consistent, substanțial, profund, riscă ceea ce Aurel Brumă numea a fi starea de infinit sau nemurirea. Mori inevitabil în lumea de aici, dar rămâi sau ai speranțe să rămâi în memoria celorlalți, sporești aluatul statuilor, cum spune magistral Aurel Brumă, sau, de ce nu, unii dintre noi pot deveni ei înșiși statui. Eu doresc ca aceste personaje din carte să câștige pariul cu nemurirea și mărturisitorii din această carte să atingă, într-adevăr, această stare de infinit. Spuneam la un moment dat că ar fi inspirat să ne oprim la anumite fragmente din roman, din carte, și că nu sunt deloc eu cel mai potrivit să o fac, însă colegul și prietenul nostru, Emil Coșeru, cu certitudine este în măsură să selecteze anumite fragmente și să ni le prezinte. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Om mare și poetul, către cea de 1,80 m. Pe cumpăna gâtului se clătina dita-i capul, ca de cal rânjit, cum mai pun pe aici pe acolo tătare să se apere de moroi. Cele câteva nojițe de păr sălbăticeau în seceta titvei, atârnau în ciucuri peste urechile diforme, de elefant. Dinții în gură de greblă răsucită, ferestruiți de tâmpul buzelor, nas coroiat și deasupra, în laturi, ochii de malachit spălăcit, un fel de bună dimineața, sub arcadele subțiri ale sprâncenilor de icoană bizantină. Unduirea plecată spre Iza, mișcare din cap spre Gligor, în timp ce fecioarele micșorau distanța spre veranda, acolo unde avurea olul cu lapte sub oranjicul prosopului. Că lor fi de ochea ceilalți,
O fi fost din culpevenia lui de om de dat la mana vacilor, nu se știe, dar talpa piciorului se răsucise în strâmb, piedică de cal, prăbușindu-l peste cele trei trepte, peste scândurile în scurt, până în capătul capului lui rezemat, câș în tăblia ușii, întredeschise din bubuitură. O secundă, două, și trunchiul își inversă sensul, alunecând pe umedul ierbii. Încă o secundă, două, și proțăpit în gropele în care îl înșurubaseră tălpile, picioarele l-au zvâgnit în sus, agățat de propriul strigă de victorie. Rămăsese ca într-o răstignire, cu brațele în largul pragului de piatră, ținut de el, trofeu deasupra umerilor. Salt și țipăt, poetul ejectat spre grinda tavanului, respirație în sincope, gura zdrumicând cuvinte sparte, absorbite, înghițite, prelinse în saliva colțurilor gurii, carafa și înghițituri în ecou, pumnul și așchile risipite sub lopata palmei, înroșite în roșu cardinal. Bă, lume! Degetele mișcate în claviatura coastelor în roșu și iar roșu peste pieptarul vălurit de ritmul bolborosit. Tehui de mistres rostogolit între Alice și urletele hăitașilor. Vă este frică, mă? Ăsta-i blestemul dealului din voi. Frica! Frica, păcat! Capital, părinte, că ce bla bla a îngălat gazetarul ăla despre secretomania guguieștenilor? Că nu știu ce și nu știu nici el că ar ține săraci în sărăcina asta ca țării pe soară în loc să se risipească în azilanta Europa de mijloc. Duhul locului, aiurea, vă spun. Vă zic și pun și respire deasupra. Frica, teama. Și nu de deal, ci de ce poate fi acolo. Dar iubirea? Iubire. Care iubire? Mărul, fiindcă face mere. Femeia, dacă face copii. Pământul, dacă este fertil. Pe toate astea scris mare, citeți cu felerite culori. Iubire. Dar ce nu e fecund, ce mama măsii este? Blestem, blestemat, blestemată. Și câtă iubire este când dai copacul, alungi femeia sau te alungi din pământuri, pedepsindu-te cu propria neputință. Doamna Mihaela Grădinaru și alături de noi, cred cu un nou adevăr, dar unul care cu certitudine ne va conveni. De ce? Pentru că este adevărul provocat de o primă, dacă nu repetată, lectură a romanului. Aș îndrăzni să pun această întâlnire de taină sub semnul a două versuri marca Aurel Brumă. Unde, în ce sus de sus, am urcat de parcă nus. Veți regăsi aceste versuri și în dealul, fie la bază, fie la mijloc, fie în vârful său. Aș vrea să vorbesc mai întâi despre cartea de interviuri despre mărturisitorii, volumul al doilea, unde Aurel Brumă pune întrebări cu rost și cu miez, cu șart, și așteaptă și primește răspunsuri pe măsură. Nu este deloc ușor pentru un realizator de emisiune radio sau TV să stea față în față cu invitatul său la o masă în o teorie rotundă, dar care de multe ori scoate vizibile sau invizibile colțuri. Și atunci arta de a pune întrebări este egală cu arta de a aștepta și de mai mult și de a provoca răspunsuri. Cei ispitiți de Aurel Brumă în această carte sunt mărturisitorii existenței în viu. Sunt acei oameni care știu să dezvolte vinovății superbe și care își poartă printre noi statuile cu ei. Statui pe care de obicei nu le vedem, dar care cu ajutorul acestor întrebări ispititoare ni se relevă într-o lumină anume la un moment dat al existenței noastre. Oamenii din această carte se cunosc și se recunosc. Se întretaie în răspunsuri.
oamenii aceștia poartă cu ei darul de a vedea ceea ce este frumos nu doar în sine, ci ceea ce realizează frumos și ceilalți din jurul lor. Este un dar rar acela de a recunoaște ceea ce fac frumos și ceilalți. Cartea este una despre calea regală a darului, a artei, a darului cel mai frumos pe care un om îl poate face semenilor. Căutarea sacrului, găsirea într-o formă sau alta și dăruirea acestui sacru celorlalți spre împărtășire, spre comuniune, spre împreună lucrare. Este o carte în care se vorbește foarte mult despre cultură, despre pseudocultură, despre impostură și despre alte răni de care uneori ne ferim, pe care alteori ne facem că nu le vedem, sau răni cu care avem curajul să luptăm, mai rar. Ca metafore revelatorii, în această carte de interviuri, am descoperit cu uimire casa părintească și odăjdiile casnice, țesute. Am descoperit ca centru al lumii din volumul de interviuri muntele și dealul care trebuie mereu urcat și care deal vom vedea în roman, crește și urcă și el odată cu cel care îl urcă. Am descoperit largul din strâmtul apropiat și Duhul Pământului, care cheamă la el Duhul Cerului, ca să ne soarbă într-o ascensiune permanentă. Cea de-a doua carte, sub formă narrativă de data aceasta, cu suprainstanță narrativă, ca blestem sau ca binecuvântare, Dealul Guguietelui. Dealul care dă porunci, care cheamă la el, dealul care ia viață, desprinzându-l pe om de sinele personal, care dă viață, dealul care este la prima vedere o mobilă stearpă, dar care nu miroase a moarte. De fapt, eu cred, după cum spunea și Aurel Bruma, că nu e un deal, ci e o făcătură. Autorul dezvoltă aici un imaginar personal foarte interesant, cu o fizionomie specifică în care marginea și centrul se joacă una cu cealaltă, unul cu celălalt. Strategiile discursului său narrativ sunt foarte interesant, cred că acesta este termenul, jucate. Un timp care se contractă și care se dilată. Niște personaje care apar și dispar. O plimbare printr-o pădure narrativă de unde de după fiecare copac ne pândește o parabolă. Și nu știi, dacă nu cumva după celălalt copac nu te pândește continuarea la această parabolă. Și după celălalt copac va veni o altă parabolă care de fapt răspunde primei parabole. Iată că aceste parabole ramificate cu o structură fractalică răspund și rezonează în ființa fiecăruia dintre noi. Iar această carte despre știut și despre neștiut, despre frici și nefrici, despre goluri și plinuri, despre spaime, despre așteptări și creșteri și descreșteri, iată că respectă modelul cucutenian al spiralei. Și cu ce vom rămâne noi în această seară, în afară de această întâlnire extraordinară? Eu sper că vom înțelege că scriitorul, ca Aurel Bruma, este un traducător magistral al lumii acesteia, un traducător ce traduce
lumea prelimba și presufletul nostru. Vom pleca de aici mai sărăciți de tăcere, dar mai îmbogățiți cu un deal personal. Și sper că această lectură la care vă invit, a celor două cărți, să constituie începutul unui pelerinaj personal inițiat de scânteia care se numește Aurel Brumă. Mulțumim frumos! Cu certitudine această scânteie, cel puțin o scânteie din focul ascuns, din focul ascuns în aceste cărți, dar și merge mai departe din focul sacru din inima autorului, ne-a atins pe fiecare dintre noi, cei care am citit până acum romanul și am citit și mărturiile personajelor din cartea intitulată Mărturisitorii, deci acele delicte ale valorilor. Ei bine, unul dintre colegii care a citit și sigur a fost provocat la rândul de cele două cărți este domnul profesor Nicolae Crețu. Îl ascultăm cu toții. Domnule profesor, vă rog. Păi, în primul rând, acum cu voce mai tare, mai puternică, scuze tuturor pentru întârziere, încă o dată. Am vorbit și despre cartea lui anterioară, pe linia romanului, pe linia prozei de ceva mai mare amploare. Însă Aurel Brumă nu scrie lăbărțat, nu scrie pe sute de pagini fără substanță. Manolo, o carte foarte puternică și aceea. Și sunt convins că aceste două cărți, și urez să fie cât mai multe pe aceeași linie și la cel puțin la același nivel, îi asigură deja un loc de frunte în proza românească de azi. Eu nu mă feresc să spun vorbe mari. Cred în butada pe care eu am auzit-o de la Alexandru Paleologu, dar s-ar putea să fie altcuiva, mi-ar suna foarte bine și în franceză aceeași butadă, se tem unii de vorbele mari. Și Paleologu continua. Mari să fie, dar nu goale. Când e cazul, nu trebuie drămuite elogii. Dar ele trebuie să aibă acoperire în realitatea operei. Și eu cred că este o carte, după mine e greu să o clasez ca roman. Eu cred că este o parabolă și sigur, formula parabolei este foarte frecventă în roman, în special în romanul modern și postmodern. Dar e o parabolă în care autorul bate șaua parabolei ca să pricepem ceva ce nu este explicit spus în partea inițială, mai narrativă, din dealul. E spus mult mai direct, chiar dacă și acolo încă metaforic, în Lost, care e partea a doua din dealul. Da. Guguete, un sat imaginar. Autorul e proprietarul acestui sat și al dealului. Sunt ale lui. Fac parte dintr-o geografie a imaginarului. Se mai întâmplă și pe la alte case. Dealul e acolo, lângă sat, lângă Guguete, intrigă pe toată lumea. A făcut vorba profesorului Tipar, dacă mi-amintesc bine numele acestui personaj, siluetă care trece repede prin pagină. A devenit un brand turistic. Face pe mulți artiști, scriitori, jurnaliști, dar și oameni de știință chiar, să vină la Guguete atrași de enigma acestui deal. Un deal pe care nu crește nimic. Și cum spune una dintre primele voci, în cartea asta există o poetică a stereofoniei vocilor. Există o anumită orchestrare compozițională a acestor voci
care sunt toate inserate pe un fond al vocii naratorului suprem. Dar toată această distribuție de voci, așa aproape stereofonic, are un rost extraordinar de important. Pentru că parcurgem alături de astfel de voci, datorită autorului care a realizat montajul lor, parcurgem un soi de trepte, sau dacă vreți, tot metaforic vorbind, nervuri ale acestei structuri de text frunză. Frunza, observați nervurile oricărei frunze. Frunza repetă așa, pe linia fractalilor lui Mandelbrot, ceva din înfățișarea copacului însuși. Da, există niște nervuri, există niște ramuri, niște pivoți ai acestor voci și ai mărturiilor pe care aceste voci le depun, nu atât afirmative, cât intrigate, interrogative, în ce privește identitatea materială, anorganică, minerală a acestui deal. Aceea îi interesează pe oamenii de știință, geologi și alții care vin să cerceteze lucrurile la fața locului, și identitatea simbolică a acestui deal. Nu e un deal. Observați forma articulată a titlului. E dealul. E o unicitate aici. Este ceva irepetabil. Nu e ceva care aparține nici realului, nici unui transfer prin mimesis din real în ficțional. E de fapt, eu cred, un miez chimeric pe care autorul l-a creat și către care conduc absolut toate firele, nu numai din prima parte intitulată chiar Dealul, ci și din a doua parte intitulată Lost, titlu care pe cei mai mulți de noi ne trimite, cred, la un serial american, Naufragiu și așa mai departe, Lost, pierduți, da? Dar care de fapt privește o pierdere de alt soi. Și răspunsul întrebării, nu un răspuns definitiv, dar cel puțin un răspuns ipotetic pe care vi-l propun, pe arcul voltaic al raportelor dintre cele două părți, prima, Dealul, a doua, Lost, ține tocmai de rolul acesta stimulativ al enigmei Dealului, nu un deal oarecare, încă o dată, a acelui deal, și de cealaltă parte, ideea amară care îi prezentă și în cărțile jurnalistului Aurel Bruma, că pierdem din prostie, din tembelism, din irresponsabilitate, din lipsă de cultură și de educație, pierdem în fiecare clipă imens din potențialul românesc. Extraterestru sau nu, dealul acesta îmi pare a fi o hieroglifă narrativă, quasi-narrativă, de fapt un fel de catalizator al neliniștii întrebărilor. Toți se întreabă, minți mai simple, simple-minded people, sau minți mai evoluate, savanți, cercetători, savantul J, numai cu inițiala lui prezent în text, doctorul care îl salvează pe copilul grav bolnav datorită faptului că a linchit cuvântul din text, din lutul dealului, doctorul Aftenie, se pronunță și ei cu privire la enigma acestui deal. Enigma și jocul acesta al ipotezelor și al vocilor pe stereofonia de care am vorbit,
toate acestea sunt de fapt un fel, alcătuiesc la un loc, un fel de caleidoscopie a fațetelor menite să trezească în noi neliniștea acestor întrebări. Despre ce pierdem? Când apare acut pus această problemă? Atunci când o mare companie străină e dispusă să plătească mult ca dealul să devină, să intre în proprietatea lor, să fie excavat și transportat în străinătate. Eu am citit cartea lui Aurel Brumă, fără nicio exagerare și fără nicio intenție de a-l flata. Are calități importante de scriitor, n-are nevoie să-l flateze nimeni, nici eu, nici altcineva. Am citit această carte cu aceeași încântare și cu aceeași prețuire pentru ficțiunea care retrezește în cititor sentimentul atașamentului la acest pământ, la această țară, la istoria ei, la limba ei, la cultura ei, la valorile ei. Una din cărțile lui de jurnalist e intitulată, amar ironic, Delictul valorii. Da, într-o țară unde ticăloșii fac tot felul de sirtachiuri, valoarea devine un delict. Te izbești de zidul lor. Despre asta e vorba. Aurel Brumă, așa cum îl vedeți, e un luptător. Nu vă uitați la faptul că nu e prea sus pe verticală, ca înălțime. E un luptător. E un îndrăzneț. E un ins care nu tace. Și ar fi mai bine ca România să aibă mult mai mulți oameni, și oameni de cultură în special, și oameni din media, care să nu mai joace rolul acesta pervertitor pe care îl joacă, din păcate, mare parte din media în momentul de față, oameni care nu tac, care spun adevărurile și care le mai aduc aminte românilor că trăiesc pe acest pământ, că dealul, chimeră, hieroglifă din cartea lui Aurel Brumă vrea să ne aducă aminte de acest belonging to și să ne facă să dăm ce e mai bun în noi, nu pentru cariere, nu pentru premii, nu pentru titluri, ci pentru prezentul și viitorul acestui neam. Oamenii unui ținut aveau mare nevoie de adevăr și au căutat un mare înțelept care să le descopere adevărul. L-au căutat, l-au găsit și l-au adus la ei. I-au făcut zidire înaltă să aibă liniște și nesupărare și l-au nutrit ca la apă, strimesând bucatele și băutura cu gusocul. Pentru o lună, un an, ani, nimic. Niciun semn că înțeleptul ar fi găsit adevărul. Abia într-un târziu, sub seară, de sus a plutit spre lume semn de adunare. Și au venit cu micul mare, cu născut și nenăscut, să asculte adevărul după care au tânjit atâta. Înțeleptul a început să cuvinte. Toți ascultau cu genunchii plecați adevărul ca dar dumnezeiesc. Frunțile amestecau sudoarea cu praful medeanului. Mâinile se desfăceau ca niște aripi de pasări gata să zboare. Și dădeau cuvintele peste ei din văzduh, ca ploaia cea curată și aghiasma cea sfântă. Cuvintele adevărului. Iar palmele desfăcute s-au strâns a durere și din durere s-au strâns pe bolovan și apoi pietre au început să zvâcnească aruncate spre înțelept. Adevărul lui nu era tot una cu adevărul pe care și-l doreau. Nu le convenea un alt adevăr. Cele două cărți au apărut ambele la editura Performantica. Sunt două cărți surori, dacă vreți, să le analizăm și din perspectivă grafică și din perspectiva unor calități de ordin tehnic. Eu cred că mult mai important, dincolo de laude bine meritate pentru editură, este faptul că Aurel Brumă este un autor Performantica, mai multe lucrări.
și despre autor, despre lucrările domniei sale și despre cele două recente apariții, îl invit să vorbească acum domnul profesor Boris Plăhteanu. Poftiți-vă! Celor care a dat curs invitației noastre, autorului și celor care s-au străduit să pună pagină și să dea lumină acestor cărți, pentru că ați venit aici, pentru a arăta relația dumneavoastră de iubire cu cartea și, de ce nu, de afecțiune, nădăjduiesc, pentru autor. De asemenea, țin să mulțumesc gazdei și, în special, spațiul acesta, care de câte ori am participat la o manifestare de orice natură, parcă a trezit în noi ceva în plus față de ceea ce eram capabil să facem. Este acest miracol de suflet și armonie pe care cineva, în jurul căruia niște oameni bravi au făcut România aceasta. De fapt, este vorba de Alexandru Ion Cuza și de muzeul lui. De asemenea, gazdei noastre, anfitrioana de astăzi. De fapt, eu am venit aici, nu vorba, este o glumă spusă de un om care se duce la preotul duhovnic și cel care îl mai întreabă de câte ceva și spune: domnule, am venit aici nu să mă laud, ci să mă spovedesc. Am venit să mă spovedesc în fața dumneavoastră pentru faptul că încă de la apariția editurii, și asta înseamnă 1995, am gândit să spargem bariera care există între știință tehnică și marea cultură. Și pentru că nu o să mă pedepsiți, dar iubesc tare pe Aurel și pe cei care vin la noi la editură și scriu în spațiul acesta mare al culturii, noi suntem foarte fericiți. Nu vreau să spun decât atât. Mă bucur pentru această seară. Vă mulțumesc din suflet pentru că mă ajutați să perseverez și să continui în această operă și că atâta timp cât editura performantică va trăi, va face și astfel de escapade. Chiar mai des. Vă mulțumesc încă o dată celor care au dat aceste vorbe frumoase, celor care și-au îndrumat pentru a fi citită cartea. Merită cu prisosință. Vă mulțumesc încă o dată. Adevărate și frumoase performanțe, domnule profesor. Felicitări și din partea noastră. În clipa în care dumneavoastră ați amintit de anul 1995, anul de grație, când și-a făcut intrarea festivă în lume editura Performantica, colegul meu, profesorul Traian Stănciulescu, dădea adânc din cap, profund, cu înțeles. V-a fost alături, sunt convins, în această carte, la aceste cărți, domnia sa apare consilier editorial, dar sunt convins că este și un lector atent, inspirat și profund. Îl invit pe domnia sa să ne spună câteva cuvinte. Ascultăm, domnule profesor. Cred că dintre toate spațiile pe care le putem așeza aici acum pentru salutul nostru, acela al istoriei este mai potrivit. Al istoriei, salutându-vă așa cum ar fi făcut Decebal, sau așa cum poate Traian saluta, sau așa cum acum împreună ne îmbrățișăm.
și ne îmbrățișăm fără nicio altă opreliște, pentru că nu ne este teamă. Pentru că temerea, așa cum a rezultat din sensul celor deja spuse, este înlocuită cu iubire. Ați văzut dialogul între cel care se teme și cel care nu se teme, deschizându-se. Chiar dacă încă lumea oscilează între a nu fi temător și a fi, între a iubi și a nu iubi. Chiar dacă lumea nu mai este împărțită doar, cum spunea poetul, între mizeri și bogați, ci cei care cred că pot fi ei înșiși, așa cum o face Valeriu Brumă, Aurel Brumă și noi care îi stăm alături. Pentru că, vorbind despre deal, gândeam în clipa aceea că implicit trebuie să vorbim despre vale. Pentru că întregii noastre istorii, sau invers, întreaga noastră istorie se subordonează acestui mers înainte. Deal, vale, deal, vale, deal, vale. Ar fi spus-o Blaga. Intrarea în istorie, ieșirea din istorie. A spus-o Brâncuș în termenii naștere, maturitate, moarte, naștere, maturitate, moarte, odată cu Eminescu. Căci, într-adevăr, toți se nasc spre a muri și mor spre a se naște. Deci, iată o dimensiune pe care nu mă îndoiesc că istoric am putea o găsi în cartea lui Aurel Brumă. Pentru că el este una cu istoria neamului, el este român. Și nu se sfiește să spună că are încredere în valorile de neam. Valoare, adică delictul valorii. Există un delict al valorii, adică dacă aș vorbi limba veche a bătrânilor, limba întoarsă pe dos, a spune, oare val? Adică oare sus? Chiar dacă știți sensul glumeț al gândului, domnul Aurel Brumă este un gânditor cu zâmbetul pe buze. Semnificația coloanei ar fi aceasta. Când i-a fost românului mai bine, l-a strâns cineva de gât. Dar învățând din această curgere, dacă avem valoare, avem de toate celelalte. Și el spune că e fericit să știe că trăiește printre statuile acestui neam. Dar sunt statui vii, adică nu sunt întemeiate pe socluri, cum ar face unii, ci sunt cei pe care el îi ia în seamă ca mărturisitori. În această împrejurare trebuie să fim asemeni celor care alături, spiță lângă spiță, determină rotirea unei roți. Să fie această istorie, să fie această istorie, am spus, sau istoria neamului, sau istoria lumii, nici nu mai are importanță. Ne rotim. Dar într-un singur sens, adică al aceluia de a fi împreună. Știți ce înseamnă împreună? Înseamnă a fi în iubire. Pentru că dacă la începutul tuturor începuturilor și domnia sa se întoarce simbolic și la acestea, n-ar fi fost cele două particule care să se iubească prin datul, să se facă lumină, să se facă armonie, încă am fi în haos. Și în această conjunctură, îngăduiți-mi să recuperez esența gândirii unei cărți a celeilalte și a vieții care stă pentru ele, sau viceversa. Pentru că sensul acestei uniri de, m-a bucurat să aflu întrebarea, oare cele două cărți nu sunt una? Și eu cred că da. Adică și cele două și cea de dinainte care se adaugă sunt tot una. Adică omul, gândul, stilul, toate la oaltă. Iar avându-le asta, pe acestea la oaltă, eu mă gândesc că noima pe care o transmite prin gândurile, întrebările și răspunsurile implicite formulate, este aceea ca noi toți, oameni muritori, să devenim cumva nemuritori. Nu numai prin ceea ce facem, ci și prin datul de a fi așa. Pentru că dacă ar trebui să vă mulțumesc acum, și o fac din toată ființa,
pentru darul pe care mi l-ați îngăduit, reîntorcând acasă niște înregistrări făcute cu mult timp înainte, dar atât de vii, atât de frumoase. Aș dori să dăruiesc semenilor pe care i-ați invitat și mai înainte de toate dumneavoastră, sensurile unui gând care vine de sus, de foarte de sus, din nemurire, de acolo unde prietena dumneavoastră, a noastră, colega noastră, Aritia, ne privește acum, amintindu-ne și dăruindu-ne ultimile sale cuvinte, care au fost acestea. Unind cerul și pământul, învățați să priviți înainte, iar noi toți să deslușim enigma omului nemuritor care suntem. A încheiat domnul profesor Traian Stănciulescu pe un ton grav, profund, care ne pune pe gânduri. El vine în consonanță și cu figura gravă, profundă, de autentic gânditor, chiar dacă nu are licență în filozofie, a domnului Aurel Brumă. Mă întreb ce și cum, cum ați ajuns aici. Spuneți-ne, povestiți-ne despre dumneavoastră și despre cele două cărți. Mi-a plăcut foarte mult ce s-a spus aici. Valorile. Primul volum, Delictul Valorii. Al doilea volum, acesta care continuă. Într-adevăr, o mare bucurie pentru mine a fost să pot să pipăi sufletul, duhul, trăirea, conștiința în mișcare a celor care au acceptat să ne întâlnim. Aici am să spun că întotdeauna m-am ferit să pun întrebări. Rar pun o întrebare. Fiindcă atunci când te atingi de cineva, de Duhul lui, de trăirea lui profundă, nu-i propui întrebări, ci încerci să vii din starea lui și împreună să dați o dovadă celorlalți despre frumusețea, valoarea pe care omul și mai ales omul din zona aceasta de cultură adâncă o are. Nu cred că, n-am scris science fiction, dar faptul că e o ipoteză că omul a stat de-a dreapta lui Dumnezeu și a plecat ca misionar trimis pe pământ, nu e ceva science fiction. Îngerii sunt extraterestri. Îngerii, da, aici e o discuție, ce înseamnă extraterestru. Soli. Noi suntem extralunari, nu? Sau extrasolari, nu? Ce înseamnă extraterestru? Ai un mod de a numi ceva care nu înțelegem și care vine și mereu este încărcătura de frică, care până la urmă se transformă în dușmănie la unii, în coșmar la alții. Ce mi-a plăcut aici și văd, îl salut pe un venerabil domn, mi-a plăcut să scriu o pagină după ce am discutat cu domnia sa, Mihai Baltag, a trecut de 80 de ani, un om care s-a învelit numai în culoare și s-a dăruit, a avut povezile lui în culoare, fără să epateze, lucrând pe peretele unei biserici, fără să scrie semnătură de aia orgolioasă, deci cu o cuvințenie creștină, este
o parabolă. Noi, fiecare, e o, un lanț, o acumulare de parabole. Doar că nu știm să le dăm contur. Pe mine m-a ajutat foarte mult și chiar întâlnirile avem peste 10-20 de ani. Tradiție. Faptul că de la fiecare primești ceva. Din cărțile profesorului Gavriluță am primit ceva. Dintr-un schimb de gânduri cu părintele Corneliu Cadar am primit altceva. Întotdeauna ți se oferă. Problema e să ai urechea, auzul bine sensibilizat pentru a înțelege că ți se dăruie ceva. În ceea ce privește dealul, dealul este un corp pe care l-a primit, l-au primit nenumăratele dealuri, dealul pe care am stat între 1000 de berze cu fratele meu pe scuter și nu ne mișcam când era teamă să nu ne urce în cer, dealul unde bunicul trăgea din țigară și număra câte zile mai are de făcut nu știu ce, nu știu cum. Cred că într-o statistică, într-un inventar, eu la mine găsesc vreo 60-70 de dealuri. Cred că sunt mult mai puține decât dealurile care sunt la fiecare. Dar nu dealurile astea. Fiindcă ele, într-adevăr, ele sunt parabole, fiindcă e Golgota, trece dincolo de istorie și devine o parabolă, dealul. Și îmi plac parabolele. În definitiv, și cred că nu pot fi, nici n-ar putea fi altfel, cred că o carte de mare valoare universală pentru Duh, cum este Noul Testament, dacă i-ai scoate parabolele, dacă Iisus n-ar fi vorbit în parabole, poate că am fi fost mult mai triști acum. Că am fi avut mai puține învățături. Cred că fiecare este un născător, un creator de parabole, dar e prea grăbit, trece pe lângă ele, din viteză nu le vede. Când ne mai ține Dumnezeu, încercăm să luăm parabola de la unul, de la altul și să o zgâriem în hârtie, în cărți care se vând în 20-30 de exemplare. Norocul nostru este că 7 exemplare intră în marile biblioteci ale țării. Și tot e bine. Și o pagină, dacă rămâne după tine, e un lucru bun. Înseamnă că n-ai murit de tot. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care ați venit și propriu-zis unii chiar s-au întrebat în definitiv ce să caut eu acolo, ce mai fi vrând și dealul lui Aurel Brună. Chiar ce-o fi vrând de acolo.